Isus este împlinirea nu doar a acelor sacrificii simbolice, a acelor ritualuri, a acelor ceremonii, ci este și împlinirea tuturor promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut timp de mii de ani. Din punctul acesta de vedere, cartea Evrei ne prezintă climaxul Revelației lui Dumnezeu, care este Domnul Isus Hristos. Și modul de argumentare autorului în Evrei este că Isus este mai mare. Orice trece prin cap, Isus e mai mare, da? Isus e mai mare decât jerfele din Vechiul Testament, Isus e mai mare decât mari preoți din Vechiul Testament, Isus e mai mare decât profeții din Vechiul Testament, Isus e mai mare decât cei mai înalți îngeri pe care i-au cunoscut vreodată oamenii și pe care nu i-au cunoscut ei. Isus este mai mare decât Moise, Isus este mai mare decât Iosua, Isus e mai mare decât David, Isus este mai mare decât orice. De aceea primește-l pe Domnul Isus, crede în Domnul Isus Hristos. Acesta este argumentul. Cine este Domnul Isus Hristos? Crede în Domnul Isus. Așa cum am văzut, audiența cărții evrei, am putea să o împărțim în două, sunt oameni credincioși care și-au pus deja încrederea în Domnul Isus Hristos, fac parte din comunitatea celor credincioși și care sunt supuși la tot felul de persecuții și ei sunt chemați în cartea evrei, uitându-se la Domnul Isus Hristos, să persevereze. Sunt chemați la credincioșie, da? să rămână în mărturisirea pe care au făcut-o față de Domnul Isus Hristos. A doua parte, a doua categorie din audiența căreia este scris aceste epistole, sunt oameni care cunoșteau Evanghelia, cunoșteau pe Domnul Isus Hristos, cel puțin rațional, erau în comunitatea aceasta iudaică, cochetau cu ideea de a se încrede în Domnul Isus Hristos, cochetau cu ideea de a face și ei parte din toată inima, de a face parte din această comunitate, dar care totuși n-au făcut pasul hotărător. Da? Și în acest context al persecuțiilor, al prigoanilor, al răpirilor, averilor, al excluderii din comunitatea iudaică, mulți dintre ei erau ispitiți să se întoarcă înapoi. Și ei sunt chemați nu la credincioșie, că nu erau nici măcar credincioși, ci sunt chemați la credință. Așadar, Cartea Evrei ne vorbește despre Domnul Isus Hristos și două categorii de oameni sunt chemați. Fie la credincioșie, dacă l-au mărturisit deja pe Domnul Iisus Hristos, fie la credință, pentru prima dată, să-și pună toată încrederea în Domnul Iisus Hristos și să rămână alipis de ei. Este într-un fel cartea Evrei adusă la climax în capitolul 10, când am văzut, sunt prezentate două răspunsuri față de revelația de sine a lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus. Două răspunsuri față de Evanghelie. Iisus este Evanghelia. Iisus este revelația lui Dumnezeu. Iisus este împlinirea tuturor lucrurilor. Sunt două răspunsuri. Primul răspuns este prezentat în prima parte și am văzut deja lucrul acesta, dar oameni care au primit nou legământ și care sunt chemați să persevereze în acest legământ. Și al doilea răspuns este prezentat în versetul 26. Care este al doilea răspuns pe care poți să-l dai față de revelația lui Dumnezeu? Versetul 26 este această sintagmă de care ne vom ocupa în această dimineață, introductiv, pentru că nu avem timp să tratăm în totalitate pasajul acesta, sintagma dacă păcătuim cu voia. Acum, cred că fiecare dintre cei care sunteți cât de cât familiarizați cu uh, creștinătatea ați auzit cel puțin o dată o aluzie sau chiar o amenințare directă cu privire la păcatul cu voia. Da? La păcatul cu voia ce e păcatul cu ăsta, ăsta cu voi? Asta ne interesează în dimineața aceasta. Ce nu îi, ce îi? Cred că mai ușor e să spunem de la bun început sau să facem o taxonomie, să facem un survol așa general asupra interpretărilor care sunt date acestui pasaj. Și important să vedem lucrul acesta ca să vedem dacă se potrivește cu pasajul nostru. Unii zic că păcatul cu voia, asta e prima interpretare, cea mai deci cel mai ușor de aberat pe textul ăsta așa e. Să spui că păcatul cu voia e orice păcat cu voia. Orice păcat cu voia. Păcatul cu voia e orice păcat pe care l-ai făcut voluntar. Acum vrem să analizăm ideile acestea. Dacă păcatul cu voia este orice păcat voluntar, uitați ce spune în versetul, partea a doua a versetului. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Dacă interpretarea asta ar fi adevărată, înseamnă că atunci când ai făcut un păcat cu voia, orice păcat cu voia, nu mai există iertare de păcat pentru tine. Fă-ți bagajul, du-te acasă, nu mai are niciun sens, da? Pentru că nu mai ai jertfă pentru păcate. Asta ar însemna din ceea ce vedem în pasajul acesta. Dacă interpretarea asta ar fi adevărată, asta înseamnă și că după observația mea, toți creștinii sunt vinovați de păcatul cu voia. Deci, toți creștinii nu au iertare de păcate, da? Și mai mult decât atât, este o contradicție frontală cu ceea ce ne spune Sfânta Scriptură despre credincioși care fac păcat. De exemplu, avem uh, 1 Ioan, capitolul 2, un pasaj pe care îl știți foarte bine. Uh, V-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit și nu spune, dacă cineva a păcătuit din greșeală, dacă cineva a păcătuit uh, involuntar, dacă cineva a păcătuit inconștient, dacă cineva a păcătuit fără să vrea, nu spune așa. Nu există nicio diferențiere din asta în Noul Testament când se vorbește despre mărturisirea păcatelor. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Da? Avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfă de ispășire. Deci încurajarea este că dacă ai făcut orice păcat, să te duci la Tatăl prin Domnul Isus Hristos, care este jertfă de ispășire pentru păcate, numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. Așadar, ideea aceasta că pasajul se referă, sau Interpretarea aceasta că pasajul acesta se referă la orice păcat cu voia ar trebui scos din calcul. Toată creștinătatea ar fi fără, fără jertfe de păcate. Toată creștinătatea, da? Dacă este cineva aici care n-a păcătuit niciodată voluntar, aș dori să ne spună, ca să îi spunem că este într-o biserică în care toți au păcătuit voluntar în afară de el, care este un un mincinos. Da? A doua interpretare care se dă și am auzit recent interpretarea aceasta Mi-a spus cineva că se vehiculează în comunitatea respectivă lucrul acesta Că acesta ar fi un păcat grav cum ar fi de exemplu păcatul curviei Și se uh, suprapune uh, după nu știu ce regulă hermeneutică uh, Pe 1 Corinteni capitolul 6 unde uh, Pavel vorbește împotriva, împotriva curviei și spune el în felul următor 1 Corinteni, capitolul 6, 18. Fugiți de curvie, orice alt păcat, vedeți, el cumva izolează păcatul curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Cumva păcatul ăsta ar fi un păcat special. Acum, este clar că în Evrei, capitolul 10, nu vezi nimic despre curvie. Absolut nimic. N-are contextul, nu are nicio treabă. Tot contextul cărții nu are nicio treabă cu 1 Corinteni 6, este o suprapunere pur și simplu aleatorie, o potrivire care nu, 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 este permisă pur și simplu de contextul acesta și de text. Acum, dacă păcatul curviei nu poate fi iertat, înseamnă că păcatul curviei nu a fost ispășit în jertfa Domnului Iisus, da? Că dacă a fost ispășit, Dumnezeu trebuie să-l ierte. Că asta e, asta, e ra asta, e ra asta e rațiunea pe care, sau argumentul pe care îl folosește Ioan. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus, care este jertfă de ispășire pentru păcate. De asta te iartă Dumnezeu, pentru că este o jertfă de ispășire pentru păcate. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. Dumnezeu nu te iartă doar că e milos, ci că e drept. De ce e drept să te ierte? Pentru că Isus a plătit pentru păcatele tale. Da? Dumnezeu nu ne iartă pe noi credincioși doar pentru că e milos, Cine ne iartă pentru că este drept. Este drept să ne ierte, fiindcă Iisus a plătit odată pentru păcatele noastre. Da? Asta ar însemna că niciun credincios niciodată n-ar putea să cadă în păcatul curvie. Acum, bine ar fi să nu fie așa. Noi vrem să nu fie așa, predicăm împotriva păcatului ăsta ca să nu se întâmple așa, dar dacă se întâmplă vreodată lucrul acesta, noi nu putem spune că el nu este ispășit în jertfa Domnului Iisus Hristos. Plus că se face o confuzie între trăirea în păcat, și păcatul curviei, da? Un păcat al curviei sau cineva care trăiește în continuu în păcat. Acum, dacă cineva trăiește în păcatul curviei, ce spunem despre el? Dacă trăiește în mod continuu în păcatul curviei, noi spunem că nu e născut din nou. Noi nu spunem că păcatele alea nu sunt ispășite în jertfa Domnului Isus. Ci spunem că, deocamdată, din ce vedem, noi nu este născut din nou. Dar dacă trăiește în orice păcat, nu ești născut din nou. Așadar, nu izolăm păcat cu vie. Dacă trăiești, de exemplu, în ceartă, în gâlceavă, în dușmănie și în ură, în mod continuu, 10 ani din viața ta, ce o să spunem noi despre tine ca biserică? A, bine că n-ai curvit. Nu e niciun bai că dai în cap cu vecinul pentru 30 de centimetri de pământ și de 10 ani tot vă certați. Bine că n-ai curvit și n-ai făcut păcatul de iertat. Asta o să spunem nu. Noi să spunem nu ești născut din nou. Noi nu putem spune dacă Isus a murit sau nu pentru tine. Că nu e chemat Dumnezeu spunea. Dar dacă tu trăiești în necredință, noi să spunem că nu ești născut din nou și ești pierdut. Și trăiești în păcat. Da? Nu că ai făcut păcatul de neiertat, ci trăiești în mod continuu în păcat. Despre asta este vorba. Deci nu izolăm un păcat deasupra altuia, ci spunem că orice fel de trăire, în orice fel de păcat, în mod constant, în mod continuu, respingând chemările repetate ale lui Dumnezeu la pocăință, prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt, prin comunitate, respingând lucrul acesta, lucrul acela arată despre tine că nu ești născut din nou. treia interpretare este că aici se referă autorul la o persistență în păcat, și interpretarea aceasta are oarecare acoperire în text pentru că se folosește uh, verbul păcătuim, dar la prezent continuu. Dacă păcătuim, nu zice dacă faci păcat, ci dacă păcătuim, dacă păcătuim. Acum Sfânta Scriptură ne arată că cei care păcătuiesc, care trăiesc în păcat, nu sunt oameni născuți din nou. Aia nu sunt oameni născuți din nou, da? Oameni care trăiesc în păcat. Acum întrebarea este, până un om să se întoarcă la Dumnezeu, trăiește în păcat sau nu? Până un om să se întoarcă la Dumnezeu. Luăm un caz aleator. Cineva se întoarce la Dumnezeu la 40 de ani. Până la 40 de ani a trăit în păcat, da sau nu? Da, evident. Dacă se pocăiește Dumnezeu, iartă trăirea în păcat? Evident. Deci în jertfa Domnului Iisus Hristos este acoperită trăirea lui în păcat. Acum, dacă cineva vine și mărturisește în biserică, Că este născut din nou și el trăiește în continuu în păcat ca un om neîncredincios. Este, este el un om credincios? Nu! Pentru că tocmai asta spune Ioan în toată epistola lui. Și dacă citiți capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, cine trăiește în păcat este de la diavolul. Nu zice că e creștin care a căzut și a pierdut mântuirea. Este de la diavolul. El nu este născut din nou. Așa se diferențiază copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului. Că cine trăiește în păcat este al diavolului, cine trăiește în sfințenie este al lui Dumnezeu. Așadar, pasajul acesta nu vorbește despre lucrul acesta, despre credincioși care trăiesc în păcat. Cei care trăiesc în păcat nu sunt credincioși. Deci se face confuzie cei care spun că în Evrei 10 se vorbește despre credincioși care trăiesc în păcat și din cauza asta sunt respinși de Dumnezeu, fac confuzie între ce înseamnă un credincioș și un necredincios. Este o confuzie crasă, dar este o, este o, o realitate elementară pe care trebuie să o cunoaștem. Cine trăiește în mod continuu în păcat nu este credincios. Prin definiție nu este credincios. Deci nu are cum să fie vorba despre un credincios care trăiește continuu în păcat, pentru că este o contradicție în termen. Nu există credincios care trăiește în mod continuu în păcat. Nu există așa ceva. Și, în final, este o altă interpretare, a patra interpretare. Acum o fi multe interpretări. Să nu subestimați niciodată capacitatea omului de a interpreta aberant Sfânta Scriptură. Dacă ar fi să topomenim toate interpretările greșite pe un pasaj, n-am mai terminat niciodată. Spun doar interpretările mari, generale, despre care am auzit și care sunt folosite pentru acest pasaj. Unii spun că pasajul se referă la lepădare de Dumnezeu. La lepădare de Dumnezeu. Dacă tu, la un moment dat, din anumite pricini, zici, domnule, eu. Eu nu mai pot merge pe calea asta, eu mă retrag, nu mai pot, nu mai cred. Și te duci. Te duci în lume. Și te întorci după trei luni de zile și zici, am fost nebun, de fapt. Nu, nu pot. Dumnezeu dă cu mine de pământ, nu pot, mă întorc înapoi. Noi ce o să spunem? Păi tu, conștient voluntar, tu după atâta, atâta mari de ani de mers la adunare, tu ai dat cu piciorul, tu crezi că mai este iertare pentru păcatele tale? Ne pare rău, nu te mai putem primi. Asta o să spunem? NU! Noi să spunem, asta este o dovadă că Duhul Sfânt a lucrat în viața ta, te-a apăsat, te-a măcinat și te-a dus înapoi. Nu este vorba despre asta. Luați toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, care au mers cu cel mai mare învățător, au ascultat cele mai frumoase predici, au văzut pe Dumnezeu întrupat. Pe Dumnezeu întrupat l-au văzut. Da? Au văzut viața lui Dumnezeu încarnată, întrupată. Niciunul dintre noi n a văzut cu ochii fizici lucrul acesta. Au auzit cele mai bune predici, au văzut cum se, trebuie să, se trăiască în sfințenie totală, absolută, au văzut cel mai extraordinare miracole, au primit putere de la el, au făcut minuni în urma puterii primite de la el și la urmă, într-o noapte, s-au lepădat toți. Toți s-au lepădat. Și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, înainte să se lepede, le spune în repetate rânduri. Voi o să vă lepădați. Dar eu m-am rugat pentru credința ta, îi spune lui Petru, ca să nu se piardă. S-a lepădat Petru? Da. Și-a pierdut Petru credința? Da. Nu. Petru s-a lepădat, dar Petru nu și-a pierdut credința. De ce? Pentru că Isus, Hristos a mijlocit pentru el. Nu pentru că Petru a spus, hei, m-a lepădat, dar asta că când revin eu imediat. Nu și-ar fi revenit niciodată. Privirea aceea a Domnului Isus Hristos către Petru a fost mai puternică și mai pătrunzătoare decât orice altceva am fi putut face noi toți la oaltă pentru Petru. Asta a fost baza recuperării și perseverenței lui Petru. Deci textul nu vorbește despre lepădare. Despre o lepădare temporară, parțială, sub impulsul fricii, nevegherei, neatenției și așa mai departe. Nu despre asta vorbește textul. Textul acesta, cred că vorbește, și acum hai să vedem despre ce vorbește. Cred că vorbește textul acesta despre apostazie și o să definim imediat apostazia. Și textul poate fi interpretat foarte simplu și dumneavoastră o să interpretați în dimineața aceasta uitându-ne la patru sau cinci termeni din versetul 26. Haideți să ne uităm la ei. Versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, primul cuvânt pe care trebuie să-l interpretăm uh, corect este cuvântul păcătuim, păcătuim. Ce Cum vi se pare dumneavoastră că ar fi mai normal să interpretăm textul? Gândiți-vă puțin. Dacă cuvântul păcătuim este la prezent continuu și de, definește întrebare, definește o stare de păcat sau definește un act păcătos? O stare sau un act, un fapt păcătos. O stare, nu? Folosește, vorbește despre păcătuim, da? În mod continuu. Clar, în mod clar vedem că se scoate din calcul ideea că ar fi vorba despre un singur, singur act păcătos. Deci nu poate fi vorba, de exemplu, despre un păcat voluntar, da? Pentru că aici se folosește un prezent continuu, păcătuim, da? Dacă păcătuim. Acum, al doilea cuvânt este sau expresie este cu voia sau voluntar. Cu voia sau voluntar. E foarte interesant. Textul acesta mai este folosit, dacă nu mă înșel, în 1 Petru când spune prezbiterilor să păstorească turma lui Dumnezeu de bună voie. Astea sunt singurele două locuri. Acum mai există derivate ale cuvântului în Biblie, dar forma acestui cuvânt apare aici și în 1 Petru. E interesant că cei care tot militează pentru libera voință nu văd că puține pasaje care vorbesc despre libera voință, descriu libera voință în acțiune, adică în lepădare de Dumnezeu și în apostazie. Asta poate să, fi fii sigur că asta e singurul care poate să-l facă libera voință, să te ducă departe de Dumnezeu, da? Să păcătuiești în mod continuu. Asta face voia ta neregenerată. Cuvântul cu voia, da? expresia cu voia sau voluntar sau de bună voie și el poate să însemne două lucruri, cel puțin două lucruri. Unu, că faci un păcat deliberat, da? Îl faci conștient, premeditat. Fac un păcat deliberat. Sau se poate referi la o, într-adevăr, la un păcat deliberat, dar la, un, la o acțiune deliberată, definitivă. Da? E o diferență când eu fac un păcat deliberat, că am vrut să-l fac, și iată când eu fac un păcat deliberat, definitiv, vreau să trăiesc pentru totdeauna în păcatul ăsta. Asta e hotărârea mea pentru totdeauna. Înțelegeți? În cunoștință de cauză, iau hotărârea de a trăi în păcatul ăla pentru totdeauna. Asta vreau să fie viața mea. Da? Sunt două chestiuni diferite. Una este să faci un act păcătos deliberat. Și am văzut că nu se poate referi la asta. Și alta este să faci, să iei o hotărâre, o decizie pentru totdeauna deliberată de a respinge un anumit lucru. Vedem imediat ce. Vedem imediat ce. A treia expresie este expresia după ce am primit. Cuvântul primit în Biblie se poate referi fie la mântuire, dar tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Da? Se poate referi la mântuire. Dar cuvântul primit se poate referi pur și simplu la o informare, la o primire a Evangheliei în sensul de a o cunoaște, de a fi informat cu privire la ea. Da? Și acum uitați-vă la a patra expresie. Cunoștința adevărului. Cuvântul cunoștința aici se referă la cunoștință de plină. Și unele traduceri chiar așa îl traduc. După ce am primit cunoștința de plină a adevărului. Adică după ce știi exact despre ce este vorba, da? nu ai dubii. Nu ai dubii despre lucrul acesta. Cunoștința adevărului, expresia cunoștința adevărului, dacă vă faceți temele acasă, o să vedeți că se referă la Evanghelie. Se referă la Evanghelie și aș vrea să vă, să vă dau uh, un text, de exemplu, care arată că se referă la lucrul acesta. De exemplu, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4, spune așa. Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și cum îți mântuiți ei? Și să vină la Cunoștința adevărului. La ce se referă cunoștința adevărului prin care suntem mântuiți? Că știu eu genealogiile din numeric? Nu, se referă la Evanghelie. Și îți dai seama că se referă la Evanghelie din a doua parte a versetului 26 când spune După ce au primit cunoștința adevărului nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate. Deci cunoștința asta adevărului este cunoștința despre jerfa pentru păcate. Și acum interpretarea evidentă în cazul acesta asupra versetului 26 este următoarea. Dacă cineva, după ce a primit cunoștința de plină a Evangheliei, care este Domnul Isus Hristos și jertfa lui, dacă cineva, după ce a primit cunoștința de plină a Evangheliei, adică informație, cunoașterea despre Domnul Isus și jertfa lui, dacă respinge definitiv, deliberat, conștient, pentru totdeauna această jertfă și pe Domnul Isus Hristos, consecința este că nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. De și matematic, e simplu, pentru copii de clasa întâi. Dacă e jertfa Domnului Isus aici și singura jertfă, și eu îți prezint jertfa Domnului Isus și îți spun, uite, asta e singura jertfă. Toate jertfele de mai înainte nu există. S-au încheiat pentru că s-au împlinit în jertfa Domnului Isus Hristos. Uite, asta e jertfa Domnului Isus Hristos. Ai înțeles ce e jertfa Domnului Isus? Da, am înțeles. Ce e? Păi, jertfă pentru păcate. Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Trebuie să cred în Domnul Isus Hristos și în jertfa lui. Am înțeles. Și ce trebuie? Trebuie să mă pocăiesc de păcatele mele și să vin la Hristos. Bun, deci știi despre ce vorbesc? Da, cine e Isus? Isus e Fiul lui Dumnezeu într o parte care a venit jertfă pentru păcatele noastre. Bun, am înțeles. Ai înțeles, da, bun. Vrei să-l primești pe Domnul Isus? Nu. Ești o... De ce nu? Nu vreau. Mie nu -mi trebuie așa ceva. Eu o mi mie nu -mi trebuie așa ceva. Și omul respinge deliberat, definitiv, pentru totdeauna jertfa Domnului Isus Hristos. Dar fiți atenți! nu se referă la faptul că cineva respinge o dată jertfa Domnului Iisus Hristos, ci că respinge pe, în mod continuu jertfa Domnului Iisus Hristos. Că mulți dintre noi, cei care au crescut, de exemplu, în familie de credincioși, am stat în adunare și până la o anumită vârstă tot am respins în mod continuu jertfa Domnului Iisus. Nu când te-au chemat an după an, an după an, an după an, să vii la Domnul și tu n-ai venit. Ce a fost aia? Respingerea jertfei Domnului Iisus Hristos. Dar la un moment dat, ciclul acesta păcătui, s-a rupt. Și n-a fost o păcătuire deliberată, definitivă până la capăt. Da? A existat o ruptură. Așadar, textul acesta, și dacă privim în context, lucrurile să lămuresc, textul acesta vorbește despre evrei care au intrat în contact cu Evanghelia, care au înțeles că sistemul sacrificial s-a încheiat, care au înțeles că jertfa Domnului Iisus Hristos este singura jertfă de ispășire pentru păcate și care totuși din frică, datorită pierderei unor privilegii și așa mai departe, au întors spatele Domnul Isus Hristos au întors spatele și uh, s-au întors sau erau ispitiți să se întoarcă uh, la uh, sistemul lor sacrificial. Acum, unii întreabă următorul lucru. De ce folosește autorul aici persoana întâia plural? Căci dacă păcătuim, cine? Noi? Nu zice dacă păcătuiți, ci dacă păcătuim. Și acum aș vrea să vă prezint teza centrală a pasajului. Care e ideea centrală a pasajului? Pasajul acesta, după cum vă aduceți aminte, începe de la versetul 19, porțiunea asta mare de text, spune, fraților, avem prin sângele lui Isus o intrare slobodă în locul sfânt. pe calea ce nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perioada din la său, adică trupul său. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Da? Să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trubul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Întrebare, ăștia sunt oameni născuți din nou sau nu? Oamenii cu inima curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Oameni care au făcut o mărturisire a lor. Oameni care trebuie să vegheze una asupra altora. Le spune necredincioșilor să facă asta? Nu. Oameni care trebuie să se îndemne la dragoste și la fapte bune. Oameni care trebuie să nu părăsească adunarea. Oameni care trebuie să se îndemne unii pe alții. Sunt credincioși sau nu? Sigur că sunt credincioși. Și argumentul este următorul. Fiți credincioși, perseverați în credință, că ăștia erau deja credincioși, perseverați în credință pentru că cealaltă opțiune este apostazia. Asta e singura opțiune. Dacă ai intrat în comunitatea creștină și l-ai mărturisit public pe Domnul Isus Hristos, noi vorbim din punct de vedere exterior, dar noi nu suntem infailibili ca Dumnezeu să știm ce e inima ta. Dar dacă ai făcut mărturisirea asta public și te-ai făcut parte dintre noi, chemarea noastră pentru tine este să perseverezi în mărturisirea asta, pentru că cealaltă opțiune este apostazia. Cealaltă opțiune nu este să te întorci la cum era pentru evrei, să te întorci la celelalte jerfe. Acum, bineînțeles, se ridică întrebarea aceasta. Ce este apostazia asta? Ce este păcatul ăsta cu voia? Ce este apostazia? Și aș vrea să, să, să petrecem putin, puțin timp pentru a, pentru a despica firul în patru, să vedem ce este apostazia și să luăm un caz de apostat. Că o să lămurească lucrurile, da? O să lămurească lucrurile. Dar înainte de asta, aș vrea să spun câteva cuvinte despre rolul avertizărilor și despre compatibilitatea pe care o vedem în Biblie între avertizările acestea atâtea de dure, de agresive, de grave, de serioase și mântuirea și siguranța mântuirii. Noi în adunarea aceasta, cu precădere în cea mai mare proporție, credem în siguranța mântuirii și în mântuirea. Primim o mântuire veșnică. În același timp, noi în adunarea aceasta, credem toată Biblia. Biblia vorbește despre apostazie. Și o să tratăm pasajul acesta despre apostazie cu toată seriozitatea, dar el trebuie explicat în lumina Sfintei Scripturii. Întrebarea este, cum poate autorul, în aceeași epistolă se vorbească despre o răscumpărare veșnică, despre o jertfă adusă pentru păcatul odată pentru totdeauna și în același pasaj, în aceeași epistolă să vorbească despre pericolul lepădării, pericolul apostaziei, depărtării pentru totdeauna de Evanghelie și de comunitate. Despre cine vorbește? Cine sunt oamenii aceștia? Ce înseamnă păcatul acesta? Și există o compatibilitate și aș vrea să spun lucrul ăsta foarte, foarte, foarte clar în dimineața aceasta. Dacă doctrina ta despre mântuire și despre siguranța mântuirii nu-ți permite să citești pasajele de avertizare din Sfânta Scriptură și să le tratezi cu toată seriozitatea și să te analizezi și să te cercetezi în lumina lor, atunci nu ai o doctrină biblică a mântuirii și a siguranței mântuirii. Repet, dacă doctrina ta despre mântuire și despre siguranța mântuirii te face să privești textele acestea, fii serios, asta nu e despre mine. Hai, frate, predică altceva. Dacă așa te face doctrina ta a siguranței mântuirii să privești cuvântul lui Dumnezeu, atunci ai o doctrină falsă a siguranței mântuirii, nu o doctrină uh, biblică. Doctrina siguranței mântuirii este compatibilă cu toate textele care avertizează împotriva lepădării și împotriva apostaziei. Este compatibil. Este o compatibilitate între ele. Și ar trebui să citești pe o pagină. Eu sunt mântuit prin decretul suveran al lui Dumnezeu, nu îmi pierd mântuirea. Și pe cealaltă pagină Dumnezeu spune, veghează, fii atent că dacă păcătuiești cu voia, nu mai este nicio jertfă pentru păcate. Și eu spun, da, Doamne, iau în serios lucrul acesta și voi merge mai departe înainte. Da? Îl primesc cu toată seriozitatea. Nu zic, Doamne, asta cred că pentru alții. Acum noi, între noi știm. noi am o siguranță, am întui ce s-ar întâmpla. Și că vine păcat, spită, dar pentru ăștia se potrivește. Dă, Doamne, pe ei. Nu. Dacă asta e ceea ce se petrece în, în sufletul meu, vreau să vă spun cu toată seriozitatea, mai ales că suntem într-o adunare care crede în lucrul acesta. Dacă asta se întâmplă în sufletul nostru și dacă uh, privim textele acestea cu superficialitate, Omule, oh, nu e despre noi. Să știți că ne aflăm pe o care greșită. Pentru că scoate din ecuație o metodă principală a Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne motivează și vâjii în Jordia în spatele nostru. Ne motivează așa, așa. Și noi spunem, ha, hai, mă vrăgea, le -a, burea, le -a, nu mă vrăjeală, e aburial, nu, pentru noi asta. Eu scot din calcul, scot din ecuație o metodă a harului Dumnezeu, o metodă principală a harului Dumnezeu pe care Dumnezeu o folosește constant pentru copiii lui. Și ar trebui să o luăm în serios. Deci există o compatibilitate. Acum, care e compatibilitatea între avertizări și siguranța mântuirii? De ce? Care e rostul acestor avertizări? Aș vrea să observați un lucru. Textul acesta spune așa. Dacă păcătuim cu voia. Vezi, textul acesta, autorul nu identifică pe nimeni din comunitate care a păcătuit cu voia. Corect? identifică pe cineva, îi un nume trecut aici, el spune dacă păcătuim cu voi. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, el nu spune că s-a întâmplat. Așa că îndemnul meu pentru dumneavoastră este să nu citiți pasajul acesta ca o profeție, pentru că nu este. El este o avertizare, nu o profeție. Profeția înseamnă unii dintre voi vor păcătui cu voia. 30%, 20%. Sunt trei dintre voi care vor păcătui cu voia. Asta este o profeție, da? Dar textul nu spune așa. Unii vor păcătui cu voia, Ce spune dacă păcătuim cu voia. Da? Este o avertizare, nu este o profeție. Aici te ajută limba română, nu altceva. Limba română. Este o avertizare, nu o profeție. În al doilea rând, toate avertizările din Sfânta Scriptură că unii se întreabă, unii se întreabă. Doamne, dacă eu iau amenințările astea din Biblie, sau avertizările astea leau pentru mine, nu -mi pierd siguranța mântuirii? Nu. Avertizările pentru cei credincioși au rezultate pozitive. Când Dumnezeu îți spune ție, om credincios, care ai sensibilitate spirituală, ești născut din nou, ai lucrarea Duhului Sfânt în viața ta, îți spune, acolo este un pericol, acolo este un păcat, lucrul ăla îți va distruge viața, tu ce faci? Hei, eu am siguranța mântuirii, fii serios. Asta o să faci tu ca și credincios? Nu tu care ai sensibilitate spirituală, care ești locuit de Duhul Sfânt. E avertizarea aia în serios și o e în direcția opusă. Deci, avertizările pentru cei credincioși întăresc siguranța mântuirii. După ce ai fugit de pericol, tu spui, Uite, Dumnezeu a lucrat în viața mea. Ești mai sigur de mântuirea ta. Avertizările nu slăbesc siguranța mântuirii, ci întăresc siguranța mântuirii. Întăresc siguranța mântuirii. Da? Deci, unul, textul acesta prezintă o avertizare, nu o profeție. Doi, avertizările au rezultate pozitive în cei mântuiți. Trei, avertizările de conspiră și lasă apostații fără scuze. Dumnezeu te avertizat din tip. Dumnezeu ți-a zis din timp că dacă tratezi cu superficialitate Evanghelia și nu te încrezi în ea și nu te alipești de ea, ci numai vii în comunitate și stai lângă noi, nu o să reziști. Și Dumnezeu folosește avertizările pentru a scoate din comunitate pe oamenii aceia care în alte situații ar rămâne acolo pentru totdeauna și ar infecta adunarea, pentru că ei nu sunt născuți din nou. Avertizările acestea îi scot pe oamenii aceștia în afară, îi deconspiră la un moment dat, da? Și face biserica conștientă de ceea ce se întâmplă. În al patrulea rând, avertizarea nu pune la îndoială mântuirea, ci o testează. Avertizările nu pun la îndoială mântuirea ta. Nu știu, fii nesigur de mântuirea ta, frate Ciprian. Nu, ce spune? Testează-te. Cercetează-te pe tine însuți. Asta fac avertizările din Sfânta Scriptură. Cinci, avertizările reprezintă optica umană, limitată și failibilă asupra realității. Da? Dumnezeu știe cine este născut din nou de aici și cine nu este născut din nou. Dumnezeu nu are nevoie să zică, el pentru sine zice, avertizez să văd care iasă la iveală, să văd care e născut din nou, care nu e născut din nou. Dumnezeu nu are nevoie de lucrul acesta. Avertizările sunt pentru mine, Andrei, care predic și am o optică umană, limitată, failibilă asupra lucrurilor. Eu nu știu realitatea ca Dumnezeu. Și de aceea folosim avertizările ca o metodă pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru verificare, pentru cercetare. Da? Deci nu este vorba despre Dumnezeu aici. Mulți oameni confundă lucrurile. A, înseamnă că înseamnă că Dumnezeu nu e sigur de lucrarea pe care au făcut o făcut-o. nu dar de a face cu lucrul acesta. Ce este pentru noi lucrul acesta, pentru felul în care trebuie să dialogăm uh, uh, unii cu ceilalți. În al șaselea rând, în Biserica vizibilă, ne arată Sfânta Scriptură, se strecoară frați falși, adică oameni neregenerați care probabil sunt auto-înșelați. Nu oameni care vin în mod intenționat și zice eu sunt a deavolui, vreau să distrug biserica asta. O fi și oameni din ăștia pe undeva. Dar în biserică, din păcate, în biserica vizibilă vorbim, se strecară oameni fra, frați falși, oameni neregenerați. Da? Și pentru ei sunt avertizările acestea. Dumnezeu se ocupă și de oamenii aceștia, care nu au o realitate a mântuirii în viața lor, dar care mărturisesc cu gura, mărturisesc public credința. Da? Uh... Și în final, avertizările cercetează natura credinței noastre. Sfânta Scriptură ne arată că există mai multe tipuri de credință și avertizările tocmai asta fac. Avertizările cercetează care este natura credinței noastre. Așadar, acum haideți să vedem despre ce este vorba. Cei păcatul ăsta? Să intrăm în, 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 adânc în păcatul, apostaziei. în păcatul apostaziei. Un apostat este un om care este în lăuntru bisericii. Deci nu are cum să fim un apostat un om care e afară. Da? Un apostat este un om din lăuntru. Un apostat este un om care cunoaște Evanghelia. Pentru că Scriptura spune dacă păcătuim după ce am primit cunoștința adevărului și am văzut că asta este Evanghelia. Da? Un apostat, deci este un om din lăuntru, din interior. Un apostat este un om care cunoaște, nu e un ignorant. Care ne trebuie să spunem Evanghelia. Ascultați-mă. Nu ar putea niciodată să fie un apostat un om care nu știe Evanghelia. Nu ar spune Evanghelia. Păi eu cred că dacă vine adunare și așa un om bun și m-am botezat, Dumnezeu așa o să privească cu drag la mine și o să zic, mă, ce bucuros să de tine. Mă lau cu tine. Dar tu ce știi despre jertfa? Păi da, a murit Domnul Iisus, nu zic, da. Eu nu am nicio treabă, nu am cum să fiu un apostat. El trebuie să știe Evanghelia, și trebuie să știe ce respinge. El trebuie să știe față de ce să opune, da? Deci un apostat nu este un ignorant. Un apostat este un om care cunoaște. Un apostat este un om care se implică, care e parte din comunitate. Asta înseamnă apostazia. Dar nu este un vizitator. Un vizitator nu e un apostat. Nu? Care a venit în vizită, o și el cam pe cei pe aici, îmi place așa, mi se pare că vă iubiți unii pe alții, îmi place că la cine mâncați pizza, fain. Și îmi place și sucul pe care îl luați, că e natural. Dar nu e apostat. A zis, eu nu mai vin. Sau o să vin când aveți iar o agapă. Dar nu e a postat, da? Deci nu despre oamenii aceștia vorbim, ci vorbim despre un om din interior care se implică. Un om care are părtășie cu biserica, nu un, un om care este distant față de biserică. Da? Un om care a acceptat crezul creștin, l-a, la înțeles, nu un om care încă cercetează, sablă într-o fază de cercetare. Ia să văd, domnule, despre ce e vorba, da? Și privește Biblia cum privim noi uh, contractele alea pe care ne le dau să le facem când ne facem un abonament sau ceva de genul ăsta. Dai semnătura, zic, bă, ce înseamnă? Pe aici, nu, te desubsol, bă, nu știu eu ce e ce ai tu, sau cum te duci la bancă, numai după aia afli ce ai semnat, știi? Deci nu-i un om din ăsta care nu știe. O semna, zice, vreau să fiu și eu, dar nu știe la ce o semna, da? Ci este un om care a înțeles, care a acceptat crezul creștin, un om care s-a lipit de comunitatea creștină și un om care îl mărturisește pe Domnul Isus Hristos. Un om care îl mărturisește pe Domnul Isus Hristos. Asta este un apostat. Ce este un apostat? Haideți să facem acum în opoziție, să punem lucrurile în opoziție. Un apostat este un om care îl mărturisește pe Hristos, dar nu s-a încrezut în Hristos. Se poate lucrul ăsta? Sigur că se poate. nu e creștinătatea plină de oameni din ăștia? Un apostat este un om care a fost botezat în apă, dar nu a fost botezat în Duhul. Se poate? Simon Magu, sigur că se poate. Un apostat este un om care este membru în biserică, dar nu este legat de capul bisericii. Adică vine în părtășia vizibilă, publică a bisericii, dar nu este legat prin uniunea aceea tainică, indivizibilă de Domnul Isus Hristos. Un apostat este un om care poate să aibă o slujbă în biserică, dar nu are viața spirituală a bisericii. Se poate lucrul ăsta? Păi sigur. Pline am de ei. Un apostat este un om care mărturisește credința, dar nu trăiește. Un apostat este un om care e convins cu mintea, dar nu crede cu inima. Biblia spune, prin credința din inimă să ajunge la mântuire. Numai dacă spui din gură. Un apostat este un om care are aptitudini impresionante în slujire, dar nu are darurile Duhului. Mulți oameni care văd pe alți oameni care au anumite aptitudini cu care s-au născut, spune, domnule, ăsta e un slujitor extraordinar, ce carism are. Confuz carisma aia cu darurile Duhului Sfânt. Sunt două lucruri total diferite. Darurile Duhului Sfânt sunt ceva care funcționează prin puterea, energia da? Duhului Sfânt. Un apostat este un om care acceptă un om, apostat este un om care are o conduită reformată, dar nu are o inimă regenerată. Reformarea exterioară este posibilă. Întrebarea este dacă în spate este o inimă transformată schimbată, dacă nu este doar o spoială din asta de exterior, da? doar un ambalaj creștin, o reformare a vieții în exterior. Și au fost perioade în care societăți întregi au fost reformate, au avut o trăire reformată. Dar nimeni nu putea să spună, da, toți sunt născuți din nou, doar pentru că uh, oamenii trăiesc moral. Un apostat este un om care are moralitate, dar nu are sfințenie și mântuire. Da? Un apostat este un om care este un creștin pe din afară și țara asta e plină de ei, dar nu pe dinăuntru. Un apostat este un om care s-a despărțit legal de lume. Zice, eu mă botez, gata, nu mai sunt de-a lor, sunt de-a vostru. Dar încă are lumea în inimă. Evrei au ieșit din Egipt, dar au tânjit în continuu după lucrurile din Egipt. Egiptul încă era în inima lor. Ei fizic nu mai erau în Egipt. Dar Egiptul încă era în inima lor. Un apostat este un om care a părăsit păcatele trupului exterioare, dar nu a părăsit păcatele inimii. Și sunt multe alte moduri în care putem să-i descriem pe acești apostați. De aceea, pentru că creștinătatea este plină de asemenea oameni, întrebarea este dacă nu cumva în această dimineață trebuie să ne facem o cercetare amănunțită în lumina cuvântului, prin Duhul Sfânt, în tăcere, în singurătate, în rugăciune, fiecare dintre noi. Și vreau să fac din nou avertizarea aceasta. Dacă doctrina siguranței mântuirii tale nu-ți permite să citești pasajul acesta despre apostazie cu seriozitate și să simți toată forța lor asupra ta, atunci nu e o doctrină biblică a siguranței mântuirii. Și vă mai spun un lucru. În iadul o să fie mulți calviniști. În iadul o să fie calviniști care au avut siguranța mântuirii și s-au încrezut în siguranța mântuirii, dar nu s-au încrezut niciodată în Hristos. Sunt două chestiuni total diferite. Să ai siguranța mântuirii și să nu te încrezi niciodată în Hristos. Ce credeți dumneavoastră? Marturile Jehova au siguranța mântuirii? Mai mult decât mulți creștini adevărați. Mai mult decât mulți creștini adevărați care trăiesc în dubii din cauza unor lucruri și pentru că au anumite concepții greșite despre mântuire. Cred ei în Domnul Isus? Nu în Hristosul Bibliei. Nu în Hristosul Bibliei. Sunt ei născuți din nou? Nu sunt după ceea ce înțelegem noi despre mântuire. Așadar, poți să te încrezi în siguranța mântuirii. Să te încrezi în siguranța mântuirii. Pentru că am siguranța mântuirii înseamnă că sunt mântuit. Nu e adevărat. Pentru că în te încrezi în Domnul Isus, ești mântuit. Și siguranța mântuirii să fie o roadă a credinței tale în Domnul Isus Hristos. Eu nu mă încred în propria mea siguranță. Eu trebuie să mă încred în Domnul Isus Hristos. În Domnul Isus Hristos. Eu nu o să spun niciodată. Sunt sigur de ce? Pentru că mă simt sigur. Și pentru că mă simt sigur înseamnă că am siguranța mântuirii. Tu ai o siguranță falsă mântuie. pentru că tu nu ți-ai pus încrederea în Domnul nostru Isus Hristos. Și Oamenii aceștia care au avut o siguranță a mântuirii, poate care au avut o temelie biblică bună, ajung în iad pentru că niciodată nu s-au cercetat pe ei înșiși să vadă dacă siguranța mântuirii lor are o temelie biblică. Să nu mă înțelegeți greșit, cumva că siguranța mântuirii ar fi un lucru roșu, ar fi mai bine să nu ai și că ce smeriți și spiritual ești tu când n-ai siguranța mântuirii. Nici vorba de așa ceva. Ce eu vorbesc despre un om care nu-i născut din nou și își pune încrederea în siguranța mântuirii, nu în Domnul Isus Hristos, care trebuie să-mi dea siguranța mântuirii. Eu ar trebui să am siguranța mântuirii doar atâta timp cât mă uit la Domnul Isus Hristos. Când nu mă uit la Hristos, ar trebui să-mi siguranța mântuirii. Dacă eu mă uit la Hristos trei săptămâni și am siguranța mântuirii și o lună de zile nu mă mai uit la Hristos și neglijez pe Hristos și neglijez biserica și neglijez rugăciunea și neglijezi Biblia și o la fel de sigur de mântuire Mea, am o problemă. Am o problemă, pentru că siguranța mântuirii mele nu vine din relația mea vie, vitală, dinamică cu Domnul Isus Hristos. Eu ar trebui ca un născut din nou să simt răceală când mă depărtez de Dumnezeu. Nu să fiu inflexibil. Doamne, eu am siguranța mântuirii Indiferent ce fac, eu am siguranța mântuirii. Aia nu este o siguranță biblică a mântuirii. Siguranța mântuirii mele este legată de privirea mea către Domnul Isus Hristos. Când privesc la El, am siguranța mântuirii. Și vă mărturisesc public lucrul acesta, cât de calvinism știți pe mine, și în primul rând sunt orice altceva calvinist, asta sunt, dar am momente când datorită neglijării metodelor Harului, când datorită neglijării rugăciunii a cuvântului, când tratez poate uneori adunarea și predicarea ca o meserie, ca o profesie, deși iubesc lucrul pe care îl fac, simt lucruri pe care, de care mă înfio eu în relația cu Dumnezeu. Și îmi pun serios întrebarea. Sunt eu un om născut din nou? Sunt eu un mecanic care fac o meserie aici? Sunt eu un mecanic a sufletului? Sunt eu un profesionist? Ce încerc eu? Fac o profesie sau sunt un om născut din nou? Și de fiecare dată când un om născut din nou își face cercetarea asta de sine, Duhul lui Dumnezeu vine cu putere și lucrează în viața lui. Un om născut din, din nou, care are siguranța mântuirii, nu-și pune întrebarea asta. E, să duce pe traiectoria lui înainte. Și lucrul acesta este periculos. Și vreau ca avertizarea aceasta să fie privită cu foarte mare seriozitate de fiecare dintre noi în această dimineață. Să ne punem serios aceste întrebări. Mă încred eu în Hristos sau în faptul că predic despre Hristos? Sunt două chestiuni total diferite. O, eu îl predic pe Domnul Isus. Cum să... Sunt două lucruri diferite. Mă încrede un în Hristos sau un faptul că predic despre Hristos? Mă încrede un în Hristos sau un faptul că ader la doctrina corectă despre Hristos? Sunt două lucruri diferite. Să te încrezi în Hristos și să aderi cu mintea ta la o doctrină corectă despre Hristos. Mă încrede în Hristos sau în apartenența la comunitatea celor care cred în Hristos? Păi sunt și o parte din ei. Noi, noi fi și eu mântuit, nu? Întrebarea e dacă te încrezi în Hristos. Păi eu pentru ce am venit aici între voi? Nu știu. Nu știu. Sunt două lucruri diferite. E bine să faci parte din comunitate, dar primul lucru este să te încrezi în Domnul Isus Hristos. Mă încred eu în Hristos sau în siguranța mântuirii mele? Mă încred eu în Hristos sau în corectitudinea și precizia crezului meu? Unii dintre noi suntem ispitiți și eu am căzut de multe ori în ispita aceasta să-mi făuresc o siguranță din cauza faptului că am crezut corect. Noi nu credem prostiile pe care le crede ăștia, domnule. Deci noi suntem în regulă. Nu! Nu! Pentru că vin alții care numai din duc de ceartă și din slavă de șartă aderă la un crez corect pentru că sună binic, pentru că e logic, pentru că e rațional, pentru că e precis, pentru că e minoțios, aderă la crezul acela și nu sunt născuți din nou, ci fiii satanei. Și ai niște fii satanei care încep să predice calvinismul cu sabia. Și nu avem nevoie de asta. Credeți-mă, nu avem nevoie de lucrul acesta. Asta este întrebarea. Mă încred în Hristos sau în corectitudinea crezului meu? Pentru că eu cred cu precizie uh, Evanghelia, sunt mântuit. Ăla nu crede cu precizia mea, nu este mântuit. Fals! Ăla s-ar putea să nu aibă precizia ta și să fii mântuit și tu să nu fii mântuit, pentru că ai venit din motivații străine la cuvântul lui Dumnezeu. Mă încred eu în Hristos sau mărturisirea mea personală? Păi eu l-am uite, am aici scris data botezului, 15 mai uh, 2007. Păi m-am botezat atunci la mărturisire pe Domnul Isus, nu s-mântuit? Uh, nu. Sau nu știu. Te încrezi în Hristos sau în mărturisirea publică? Întrebarea e foarte simplu. Te încrezi în Domnul Isus Hristos? și jertfa lui ispășitoare. Ca singură soluție pentru viața ta, pentru ispășirea ta, pentru iertarea ta, pentru veșnicia ta. Asta este întrebarea fundamentală. Dacă nu, indiferent ce altceva ai crede, indiferent din punct de vedere exterior, ce ai mărturisit, la ce ai aderat, ce ai practicat, ce ai slujit, ce ai făcut, este egal cu zero, ești un apostat. Este egal cu zero. Întrebarea este dacă mă încred în Domnul Isus Hristos. Dacă nu, nu mai rămâne nicio altă jerfă pentru păcate, pentru că nu există alta. Nu există alta. Asta e singura jertfă. Și aș vrea să luăm uh, un caz, un caz practic. Un caz practic și poate acesta este cel mai simplu caz de tratat pe Iuda. Haideți să ne uităm la Iuda. Uh, asta, asta este apostatul. Asta este apostatul. Iuda e exemplificarea perfectă a apostaziei. Iuda a răspuns chemării de a fi ucenic. Da? A răspuns. Domnul Iisus Hristos n-a luat pe forța, cu forța. I a ales și el a răspuns chemării. Fiecare și-au lăsat mărejele și-au ră... și răspuns chemării. Iuda a făcut sacrificii pentru a fi ucenic. Citiți în Sfânta Scriptură să vedeți că toți ucenicii și-au lăsat meseriile lor, au abandonat viața lor de mai dinainte și-au acceptat să umble doar cu Domnul Isus Hristos. Iuda a primit o slujbă specifică și specială de care bineînțeles știți bine fiecare că s-a folosit de ea din belșug, aceea de a fi casierul grupului. El trebuia să aibă grijă, să poarte grijă din punct de vedere financiar grupului de ucenici. Iuda a fost împuternicit de Domnul Isus Hristos împreună cu ceilalți ucenici, când i-a trimis doi câte doi ca să predice Evanghelia, să facă minuni, să învie morții și aproape câte ori pilezi. Mă, oare nu cumva au fi fost... Sperăm să fi fost o excepție cu Iuda. Ucenicul care mergea cu Iuda să spună, mă, dar tu ție nu-ți să nicio minune. Bă, că tot te acolo, tot proclam ca și carismatici ăștia de astăzi. Proclamă, nu, ăla nu m să ridicat de acolo. dă te mă de aici. Și ăla când își pune mâinile, l o vindecat. Nu! Nu găsiți o scenă de asta în Biblie. Puterea a fost delegată de Hristos. Toți au făcut minuni. Toți au făcut minuni. Toți au predicat Evanghelia pe care le-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Iuda a fost martorul lucrărilor Domnului Iisus Hristos. A fost din grupul acela al celor 12 care au văzut cele mai multe lucrări a Domnului Isus Hristos. Au fost aproape de el. Ăla era grupul. Erau învățăcei care stăteau lângă el. Trebuia să fie acolo aproape, dar să vadă. Mă, s-o de prea? Da, mă, s dus. Carne de bebeluș. Fantastic. Da, a fost acolo, a văzut. Iuda a fost trimis să mărturisească despre Domnul Isus Hristos. Iuda a ascultat mesajele Domnului Isus Hristos. Iuda a văzut viața divină a Domnului Isus Hristos pe pământ. Iuda a stat în intimitate cu Domnul Isus Hristos. Gândiți-vă că l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu dormind, plângând, mânios, întristat, bucuros, în toate ipostazele. Au văzut viața lui Dumnezeu pe pământ, înaintea ochilor lor. Iuda a fost între ucenicii Domnului Isus Hristos, a fost parte dintre ei, a fost ales să fie unul dintre ei. Iuda a perseverat ca toți ceilalți, până la momentul lepădării, a perseverat în și asta. Față de Domnul Iisus Hristos. Întrebare, a fost Iuda mântuit sau nu? Foarte de vreme Domnul Iisus Hristos spune în Ioan capitolul 6 unul dintre ei este un drac. El de la început a fost așa. El a avut un păcat lăuntric care i-a măcinat viața de la început. Care i-a posedat întreaga ființă. Un păcat care a fost o fereastră pentru intrarea diavolului în viața lui și posedarea lui de plină. El n-a fost născut din nou niciodată Iuda. Și s-a dus pe drumul pe care a mers. Acum apostatul, când te uiți la Iuda, apostatul are trei, trei elemente apostazie, are trei elemente. Unu, este, apostatul este un om care primește privilegiile de membru în grupul ucenicilor. Primește niște privilegii. Da? Noi îl primim fără să vrem. Acum dacă primești un apostat că vrei, îți dai seama că e apostat și îl primești așa, e o sinagogă satania, acolo, acolo nu mai e biserică. Da, deci nu mai este membru Biserica nu are de la ce să apostazieze, de la sinagoga satanii, dacă Dumnezeu îl mântuiește. Și apostazie o fie aia, da? Deci este un om care primește privilegiile membrului. Doi, este un om care mărturisește public credința. Dacă îl întreba aici și pe Iuda, cum îl întreba și pe ceilalți, din punct de vedere exterior, cu gura spuneau, da, ei s afiliați cu Domnul Isus, merg cu Domnul Isus, cred în Domnul Isus, merg la moarte. Și toți nici au spus la fel cu Petru, da, merge să murim împreună cu tine. Au mărturisit public credința. Dar apostatul este unul care apoi părăsește pentru totdeauna, definitiv, deliberat, conștient de ce face, părăsește pentru totdeauna pe Domnul Isus Hristos viața de origenic și comunitatea. Da. Adică, cu alte cuvinte, ceea ce vreau să înțelegeți este următorul lucru. Viața de credință are un aspect exterior, public, vizibil și are un aspect lăuntric, spiritual, duhovnicesc. Este foarte ușor să aderi la aspectul acela vizibil și să limiți. Ăsta e apostatul. Apostatul este un imitator. Unul care devine expert în a imita. Devine expert în a imita. Să comportă ca ei. Vorbește ca ei. Cântă ca ei. Să poartă ca ei. Da? Este exact același lucru pe care îl descrie și am studiat pasajul acesta pentru în, capitolul, în 2 Petru capitolul 2 când vorbește despre apostați. Când vorbește despre apostrație, este exact același lucru. Cu ei s-a întâmplat, asta e concluzia lui Petru. Cu ei s-a întâmplat ce spune zica la adevărată. câinile s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată, ea nu-i transformată, nu-i schimbată, tot scroafa. O fost scroafa din totdeauna. Numai că a ajuns la învon să predice. S-a întors să se tăvălească iarăși în mocilă. De ce s-a întoarce scroafa înapoi în mocilă, după ce o speli bine? Că asta e natura ei, asta îi place scroafei. Asta îi place. Apostatul natura lui nu este să cânte, să dea slavă Domnului, să se închine Domnului. În natura lui nu este să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. În natura lui nu este să iubească cuvântul lui Dumnezeu. În natura lui nu este să pro povăduiască din inima cuvântul lui Dumnezeu. El nu e regenerat, nu e transformat, nu e schimbat, nu e iertat. Dar din punct de vedere exterior s-a spălat. Arată bine din exterior. Pare de-a nostru. Mărturisește public credința. Știe să spune Evanghelia poate mai bine decât membrii bisericii. Eu știe crezul creștin. Era de la legământul membrilor, de 100 de semnături dacă trebuie. Vrea să fie activ, e pragmatic, e doritor, zice, da, domnule, avem nevoie de mai mulți din ăștia. Și la urmă dă cu totul de pământ și pleacă. Și a lepăda credința din punct de vedere exterior, din punct de vedere al mărturisirii publice a credinței. Acest pasaj pe care îl avem înaintea noastră în această dimineață este un pasaj care se adresează celor care sunt în interior, adică nouă, mie și dumneavoastră. Pasavul acesta nu se adresează necredincioșilor care nu știu nimic despre Hristos sau care știu lucruri greșite despre Domnul Iisus Hristos. Pasavul acesta mi se adresează mie și vi mi se adresează dumneavoastră, fără niciun fel de excepție. Dacă am făcut o mărturisire a credinței noastre, dacă mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos, chemarea este să ne apropiem cu o inimă curată, vedeți? o diferență foarte mare între ce face un apostat și ce este un creștin adevărat. Să ne apropiem cu credința de plină. Cu inimile stropite și curățite de un cuget Este o lucrare lăuntrică. Abia apoi vorbește despre trupul spălat cu o apă curată. Să ținem, să perseverăm fără șovăiere la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și nu este la voia întâmplării când pasajul despre apostazie spune să veghem unii asupra altora. De asta o să te băzim. De asta nu o să te lăsăm în pace. Asta ne spune Scriptura. În pasajul despre apostazie, despre re renunțarea deliberată, definitivă, la Cuvântul lui Dumnezeu, la Biserică, la Hristos, în același pasaj spune, vegheați ne asupra altora. O, oh, nu, nu ne s-ar putea întâmpla niciodată lucrul acesta. Nu știi tu. Tu n-ai cunoașterea lui Dumnezeu infailibilă. Dumnezeu, cum spunea Spurgeon, n-a pus pe spatele tuturor celor născuți din nou, născuți din nou, ales. Cu asta n-ai treabă. Nici nu-ți bate capul. Nu asta este metoda de lucru a lui Dumnezeu. El spune în, în, contextul apostaziei, lepădării, îndepărtării unora, să vegem unii asupra altora. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră. Să nu părăsim adunarea noastră. Cu alte cuvinte, dacă tu, care ești credincios, nu veghezi asupra celorlalți, da? Părăsește adunarea, îți faci un obicei din asta. Nu te interesează că alții fac lucrul acesta. Nu îi pe ceilalți, da? Nu îi scormonești pe ceilalți. Spune la Mihai, sensul unui cuvânt de aici, îndemne este de a scormoni, de a deranja, de a-l pe celălalt. nu-l scormonești pe celălalt, nu-l deranjezi pe celălalt, știi ce faci? Crezi un cadru prielnic apostaziei. Și dorința mea și nădejdea mea în Dumnezeu este că există într-adevăr, oamenii în adunare care nu-L cunosc pe Hristos, care n-au crezut niciodată în Hristos, care nu sunt născuți din nou. Dar nădejdea mea este că oamenii aceștia vor reacționa și vor răspunde la aceste avertizări. Dorința și nădejdea mea este că oamenii aceștia vor reacționa și vor răspunde la Evanghelie. Dorința mea este că în contextul în care Evanghelia să dă liber, fără plată, prin har. Vinul la Domnul Isus Hristos. Vino ca să fie iertat. Vino ca să fie schimbat. Vino ca să fie transformat. Vino ca să fie eliberat. Nu ți cere Domnul Isus Hristos să schimbi tu viața, ci să vii la El să ți-o schimbe. Dacă ești în dimineața aceasta în acest loc, în, în părtășia Sfinților și auzi mesajul acesta și știi cine este Domnul Isus Hristos și știi că Evanghelia se dă fără bani, fără plată, Că nu avem niciun fel de pretenție de la tine și nu ne interesează nimic altceva decât să spui încrederea în Domnul Isus Hristos ca să-ți fie iertate păcatele odată pentru totdeauna, toate păcatele, trecute, prezente și viitoare. Și să ai siguranța vieții veșnice și să trăiești o viață nouă cu Dumnezeu. Vino la Hristos să trăiești cu El, da? Ascultă lucrul acesta, vino la Domnul Isus Hristos. El poate să-ți dea viața asta nouă. Nădejdea mea este că vei primi lucrul acesta, că vei crede lucrul acesta. De asemenea, îndemnul meu pentru toți cei care îl mărturisiți pe Domnul Isus Hristos, fie că sunteți membri deja sau nu sunteți membri acestei adunări sau veți fi membri acestei adunări, îndemnul, chemarea mea, dorința mea pentru dumneavoastră este ca să vă priviți cu foarte mare seriozitate în dimineața aceasta și nu doar în dimineața aceasta viața de credință și să o analizați înaintea Cuvântului Dumnezeu. În lumina Cuvântului Dumnezeu. Să vă rugați. Să cereți lumina Duhului Sfânt peste viața dumneavoastră și să vă întrebați la modul cel mai serios. Mă înșel eu pe mine însumi? Vreau să ascult de cuvântul lui Dumnezeu și să mă, cer, cum spune Apostolul Pavel, să mă cercetez pe mine însumi. Și să văd dacă sunt în credință afară, dacă nu sunt lepădat. Adică dacă atunci când sunt pun la, la, test, sunt descalificat. Spun, nu ești. Te-ai pus la test, nu ești. Nici măcar nu ești. Nu că ai fost și nu mai ești. Nu ești. Ești dezaprobat. Te-a pus la test ești dezaprobat. Ai căzut. Nu ești născut din nou. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta să ne facem această verificare sfântă în lumina cuvântului Dumnezeu și să privim cu cea mai mare seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești în dimineața asta aici, ascultă-mă, dacă ești în dimineața asta aici, indiferent că ești un credincios mărturisitor, dar nenăscut din nou, fie că ești un om nenăscut din nou și știi că nu ești născut din nou, chemarea este aceeași. Ni se dă Evanghelia, ni se dă jertfa Domnului Isus Hristos, prin care putem avea iertarea păcatelor, viața veșnică, o viață nouă ni se dă gratis. Vină să ei. Fără bani și fără plată. Crede în Domnul Isus Hristos. Încrede-te în numai El. Nu te mai propti pe nimic altceva. Pe membralitate, pe botez, pe, pe nimic altceva. Încrede-te în Domnul Isus Hristos. Și apoi toate celelalte lucruri sunt metode ale Harului Lui Dumnezeu prin care El te ține în comunitatea Sfinților. Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta și Dumnezeu să cerceteze pe toți aceia pe care noi îi știm sau nu îi știm și care nu îl cunosc pe Dumnezeu ca să se întoarcă cu toată puterea către El. Amin.